titlul filmului lui Porumboiu este o interogație despre revoluție. Dar eu vă invit să vedeți dincolo de acest titlu, să vedeți că, de fapt, ideea principală în subtext a filmului este despre persistență, despre încremenirea în niște stări de fapt, dacă vreți. Profesorul de istorie, Bețivanu, rămâne același Bețivan și în timpul și după Revoluție. Pișcoci este Moș Crăciunul de serviciu. Cine se schimbă sunt doar securiștii și proprietarul postului de televiziune. Pentru coexistența acestor două fire narrative, dacă vreți, Porumboiu face un fel de rețea de semne, de simboluri. La alea aș vrea să fiți foarte atenți. Este una dintre construcțiile pe detalii cele mai aplicate, cele mai în filmul românesc. Aduce pe undeva cu sistemul lui Tatos de a lucra, cu candoarea și cu gingășia și cu umorul și cu căldura apropierii lui de personaje. Și aici o să vedeți că Porumboiu se apropie foarte cald de cele trei personaje și totodată permanent lucrează la această rețea care se reflectă în toate palierele vizuale și sonore ale filmului. Dincolo de linia narrativă, dincolo de ce se întâmplă cu cei trei aduși, nu întâmplător, la jumătatea filmului, de fapt, începe scena de studio de televiziune. Până atunci am amplasarea celor doi într-un oraș, într-un oraș construit după modelul care chiar Porumboiu renunță, de fapt, Pișcoci renunță, când spune că, de fapt, totul, revoluția și viața unui oraș se propagă pe modelul luminilor unui oraș. Și acesta este motivul pentru care filmul începe cu luminile care se aprind și finalul o să-l vedeți că este tot cu luminile. Permanent o să vedeți că fiecare personaj este legat de un sistem de simboluri. Dar nu sunt foarte evidente, nu sar în ochi, ci sunt o finețe remarcabilă. Pișcoci este legat de costumul și de bradul de Crăciun, permanent. Bețivanul de casă, de sticlă și de fanteziile lui istorice, de la Imperiul Otoman și până la Revoluția franceză, nu? Așa, iar celălalt, moderatorul, de viața de familie și de viața dublă cu amanta. O să remarcați că în momentul în care soția îi spune despre apariția femeii amantei pânțuite de la televizor, ea îi scoate și niște bilete din buzunar, niște note. În permanență, când va apărea femeia într-un context, acest personaj se joacă cu acele bilete. O chestie care o veți observa modul lui Porumboiu foarte subtil, că nu-l observ de prima dată, dar foarte firesc de a lega personajele de o poveste, de un context simbolic, de a da amploare simbolică în micimea lor. Că de fapt sunt niște personaje extrem de mici într-un orășel de provincie. Să știți, probabil sunteți mulți studenți la film. Să construiești o poveste firească, dar cu o rezonanță simbolică, este unul dintre cele mai grele lucruri. Și, din fericire, asta face Porumboiu.